Bună ziua, domnilor și domnilor! Haideți să vă fac un ritual. Cum să fumați o persoană? Ce înseamnă asta? Cum să atrageți o persoană în viața dumneavoastră? Deci, ca acea persoană să fie total a dumneavoastră. Să nu mai umble cu altcineva, să nu mai fie cu nimeni, da? Această persoană. Cum să fumați această persoană? Vă trebuie o poză a persoanei. Nu am nicio poză pe aici. Vă arăt o poză așa. Vă arăt o poză. Deci poza persoanei. Deci, stați așa că nu pot să vă arăt asta. Deci, să zicem că asta este poza persoanei. Da? Dumneavoastră. Poza, da? Poza. Asta e el sau ea, da? Vă trebuie 7 zile, nu contează luna, nici ziua, nici ora în care începeți, nici ziua în care începeți. Vă trebuie, dacă faceți bine ce vă spun, 7 zile. Dacă nu faceți bine, trebuie să faceți în fiecare zi până vedeți rezultat. De exemplu, 14 zile, 21 de zile. Deci trebuie în 21 de zile să vedeți rezultat. Deci asta înseamnă că fumați această persoană, că această persoană nu va mai sta fără dumneavoastră. Luați 3 țigări așa, vedeți? Dacă vreți, scrieți numele cum îl cheamă, Marcel, Alina, Alin, da? Cum îl cheamă, dar numai prenumele, odată scrieți așa. Dar nu este nevoie, dar să zicem. Alin. Să zicem, da. Vedeți? Puteți scrie pe toate țigările, dar nu este nevoie să scrieți. Dar este bine să scrieți. Țigările acestea trei, vă spun secretul acum. Tăiați o bandă așa roșie. În fiecare zi faceți asta, da? Le legați. Poate să fie ață roșie, poate să fie orice roșu aveți. Da? Le legați. Așa. Să te gândești la mine, să fii numai la mine, să mă iubești numai pe mine. Da? Să nu poți să stai fără mine. 7 zile faceți. Aprindeți o lumânare, deci astea le aprindeți țigările cu brichetă sau la lumânare, nu cu chibrit, fără chibrit, da? Dumneavoastră, când o să fumați, o să vedeți că aici vă pot apărea litera inițială dumneavoastră sau a persoanei pe care o iubiți. Deci, de exemplu, dacă vă puneți limba aici prima dată, înainte să le aprindeți, puneți limba și udați un pic. Dacă după ce fumați, vă uitați ce literă v-a ieșit. Dacă vă iese, de exemplu, A de la Alin, M de la, cum îl cheamă, N, R, depinde, da? Dacă vă iese litera, înseamnă că faceți bine ce faceți. Dacă vă iese litera persoanei aici, da? Cu concentrare. Vă concentrați pe această persoană. Poza lui sau a ei trebuie să o aveți în mână așa. Când suflați, când trageți, aprindeți țigările, da? Și dați fumul aici pe persoană sau cu gura dați fumul pe persoană, pe poza persoanei, da? Fumul de țigară îl inhalați și îl expirați aici, așa, pe el, pe ea, da? Și spuneți, aceste țigări nu sunt țigări, sunt spiritul, corpul și spiritul, corpul și sufletul lui, Alin, da? Nu fumezi țigara, ci fumezi cele 5 simțuri și 7 gânduri ale lui Alin, da? Să nu poată să stea fără mine. Și fumați
Și după aia fumul îl expirați în această poză. Da? Cu gura așa pe poză. Da? Și fumul lăsați să se afume această poză. Deci 7 zile. Câte fumuri? 7 fumuri. Nu mai mult de 7 fumuri. Nu contează că dacă rămâne țigara, rămâne. 7 fumuri. Deci de 7 ori inhalați și extindeți în această poză. Da? Suflați pe ea fumul. Bun. De la țigară, da? Deci de 7 ori inhalați, de 7 ori pe poză, după aia stingeți țigările. Le îngropați, ce rămâne, îngropați în pământ, într-o glastră de flori, dacă nu aveți curte sau pământ. Într-o glastră, dar nu neapărat trebuie să fie flori, să aveți pământ în ea, atât. Astea trebuie în pământ ce rămâne. De 7 zile, dacă vă concentrați bine pe această persoană, o fumați în 7 zile. În 7 zile această persoană vă va căuta, va face ce cereți aici, da? Dacă spuneți, cum fumez țigara așa, deci nu fumez țigara, ci fumez cele 5 simțuri și 7 gânduri ale lui Alin. Să mă iubească, să se întoarcă la mine, să se gândească la mine, să mă caute, să mă ceară de nevastă, să nu poată să stea fără mine, să se întoarcă. Deci ce vreți să facă această persoană? Deci asta înseamnă, deci de exemplu, dacă nu m-ați cunoscut-o sau este cu cineva, această persoană să se ne liniștească, să n-aibă liniște fără mine. Deci asta să faceți 7 zile. Dacă vedeți că în 7 zile nu se întâmplă nimic, nici nu vă sună măcar, înseamnă că nu faceți bine ce faceți. Da? Înseamnă că nu faceți bine. Dacă acea persoană are ceva făcut, atunci este mai greu. Deci atunci probabil nu o să vă funcționeze. Dar dacă sunteți concentrați și cu încredere și cu putere, poate să vă funcționeze, da? Asta am vrut să vă arăt. Sper să vă placă. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.